Astăzi este 1 decembrie și o să deschid prima pătuțică. Aia e prima? Păi da, uite. 1. Ah, interesant. E cam greu. Așa, gata. A venit un plănțișor, se pare. Pe care habar n-am cum să-l scot de aici. Cred că lănțișorul ăsta... După aia pe care să ce să le pui pe el. Da. Și, e fericită? Da, foarte fericită. Foarte fericită. De-abia aștept să fie și mâine ca să pot să deschid ăsta. Unde este doiul? Că trebuie să-l deschid pe doi. Caută, nu știu. Uite, de la brățara asta. Brățara era până la urmă. Da. A, uite-l aici. Vai de mine. Oh, e tot greu. Ok, un pic de ajutor. Un pic de ajutor. Pe bune. Da, pe bune, chiar nu pot să uit. Uite, chiar acum o să pun. Trei oare ce o să fie? Tot așa cred. Da, și cred că ceva de genul pe 6 sau pe 5 o să fie un lanț ca să pot să mai și colecționez pandantive. Mm-hmm. Ce faci, mama? Uite, am pus niște dovleci la copt aici. Așa, cu scorțișoară. Și după ce decorăm, mâncăm. Da. Hai să le arătăm cum am decorat până acum. Noi ieri am decorat aproape tot. Acolo la geam. Aici mai avem un colț, tot așa cu decorațiuni. Cel mai mult îmi place moșul. Moșul Lectu. Da. Am pus acolo pe perete, am scos așa, tablourile și am pus. Aici iar un colț cu decorațiuni. Și aici avem cadouri pentru cei dragi. Mă rog, mai puțin ăsta pe care și l-a cumpărat Ruxy. Ce? E cute! E cute, da? Astea tot așa le-am luat pentru decorație, să le punem aici. Asta trebuie să-l împachetăm pentru ai noștri. Asta e de brad, l-am luat. Asta trebuie să le separăm puțin ce am luat pentru brad. Ce punem acum, pentru că noi bradul facem pe 24. Dar, uite, am luat un covor pentru brad, să punem cadouri de moșu. Așa, astea sunt tot așa pentru geam. Astea, mă rog, șervețele. Nu se puteam să avem șervețele în geantă fără Crăciun, nu? Da. Astea tot așa un cadou pe care trebuie să-l împachetăm. Iar cadou să-l împachetăm. Asta e pentru advent. Azi e duminica, prima duminică din advent. Și avem acolo Corinda Unița cumpărată, trebuie să o decorăm și pe ea puțin. Și aici vom pune cele 4 lumânări numerotate. Le avem deja și pe astea cumpărate de mult. Și facem și adventul. Ia să punem noi aici. E cam dezordine, că, na, dacă am decorat toată ziua ieri. Așa, baterii pentru cadouri. Asta e tot un cadou. Asta e tot pentru noi, decorațiune. Asta e așa. Bun, ia să vedem aici. Am luat, ne-am înarmat cu multă hârtie de împachetat. Așa. Asta... E cadou? Da. Așa. Ăsta e pentru noi decorațiune. Ăsta e pentru noi decorațiune. Nu spune că le-am luat la fel. Așa. Nu, e una cu ren, una cu om de zăpadă. Asta este tot pentru noi. Cadou. Astea le-am luat pentru brad. Ar trebui să le punem separat. A,
uite, asta vreau să o pun aici pe coroniță. Mi se pare așa de drăguț. Deci am luat asta pentru Happy New Year. Asta și-a cumpărat-o Ruxy pentru să o poarte acum. Astea le-am mai luat ornamente de braț. Asta poate o punem tot acolo la vent. Da, lobul. Și ăsta este să-l pui la tine în cameră, creepy, da. Soldat. Nu e niciun creepy. A, ți-l las aici. Și astea tot de braț. Deci, 24. Bun. Vrei să te ajut sau... Nu, sunt ok. Să spui doar cum se vede. Se vede bine. Gata, am pus toate șosețelele. Să le umple moșul acum cu cadouri, că nu ne supărăm. Ia să văd. Ce-i acolo, un îngeraș? Da. Și acum vreau să pun în ceva. Nu chiar așa în linie. Păi nu, l-am fost un pic așa. Păi da, dar se pare că sunt în linie. Drăguțe florile astea. Da. Anul ăsta am luat un advent din brad natural. Ia să vedem cum arată. Arată foarte drăguț. Prima lumânare. Prima duminică de advent. Deci n-a fost ușor, dar am reușit primul cadou. Să vină următorul. Ce faci, Ruxy? Fac atmosferă. Pentru? Pentru mășnicul. În seara asta vine Moș Nicolae. Da, nu se
Silvia, prin pe toate sau doar pe astea două? Aia două începute. Ok. Chiar să-mi dăm foc la casă. Da, Simba, tu ai fost cu minte să vină moșul și la tine? Da, a fost. Ia. E bubitu. Aici-s ghetele mele, ale tale, lui Luxi și al lui tata.